Astăzi, în timp ce eram pe platoul de filmare Două Inimi, m-am gândit că nu am enervat-o pe Iuliana de mult timp. Mă agresează sunările BRB. Așa că m-am gândit că astăzi este ziua perfectă să o ignor și să văd cât de tare se enervează. Un mic spoiler, nu am mai vorbit cu mine două zile după vlogul ăsta, dar e ok. Lasă-mă, te rog. Iuliana o să vadă asta pe YouTube. Iuliana. Iuliana. Ok, deci acum suntem pe setul de filmări Două Inimi și toată lumea din spate are treabă și trebuie să vorbesc puțin mai încet. Și acum o să începem vlogul cu o ignor pe Iuliana 24 de ore. Cred că o să se enerveze rău de tot după vlogul ăsta, pentru că n-am mai enervat-o de mult. Dar înainte de toate, haideți să vă fac aici un mic tur, pentru că abia ce am ajuns la filmări. Uitați, băieții despachetează aici luminile. Radu e de la lumini, te pupăm, Radu. După aia avem pe Gabriel, te pupăm, Gabi. Oleg, ce zici, Oleg? Cameramanul și regizorul nostru, Alexandra. O avem aici și pe Cristina, managera de la Symphony Spa. Domnișoara care se ocupă și are grijă de noi și ne-a dat locația asta superbă. Nu? Ne-au dat-o șefii mari, dar da, Cristina că are grijă de noi aici. A stat aici peste program alături de noi. Mulțumim! Haideți să vedem ce face și fratele meu, Marc, cel mai bun prieten al meu din filmul Două Inimi, chiar aici. Asta că am liniștit acolo pe telefon. Ce faci, băi, Marc? Bine, bine. Ce vrei, mă? Lasă-mă un pic în pace. Băi, ce faci, mă, acolo? Stai, mă joc și eu un joc aici pe netbet, bă, frate. Nu te cred. Mă joc un joc pe netbet cu peștișor și trebuie să prind trei simboluri, adică asta e special, înțelegi? Bă, da, nebun. Mă joc așa de distracție, da, e super mișto jocul. Eu uite, mă, frate, tari, că se joacă pe netbet. Tu asta stai și faci pe set? Da, îmi place, frate, dar iau și o mică pauză. Hai, băieții, hai. Încă un pic, vin imediat, stai. Vin imediat, te așteaptă un pic. Haide. Bine, mă, bine. Hai la filmare. Bine, hai că vin acum, mamă, teroare, frate. Uau, leu. Hai, bravo. Mi-am rupt un coș. Ce-ai făcut? Ți-a rupt aia? Da, și suntem la filmările pentru Două Inimi, suntem aici pe platou. Uitați cât de frumos arată și da, stați că nu știu, mă deranjează ceva aici și nu înțeleg de ce. Ce zici, Cezar? Uite, mă duc până jos să duc pe cineva, bine, rapid. Hai, te aștept. Bun, și suntem aici pe platou, trebuie să facem puțin liniște, că imediat încep filmările. Uitați aici. Hai, te vin aici la mijloc și te lași pe spate. Wow! Matias aici, producătorul filmului. Dar filmului, gen personajul din film, ați înțeles voi? Îl avem pe Gabi, pe pupăm, Gabi. Eu aici, întâmplător. Da, el n-are nicio treabă. Da, și cam atâția oameni suntem în echipă. Și mai sunt și eu, Zen, bineînțeles. Și Lexi. Băi, dar ne trebuie puțin lumină. Băi, cine tot zi strigă la mine în spate pe aici? Mă, adică ce? Mă, stai să văd cum am părul. Și Lexi? Fă-te camera mea! Băi, dar cum se aprinde lumina aici? Nu? Hai că ți-arăt, uite, ți-arăt eu, știu eu. Asta ca și cum e living-ul, nu? Aici e un birou privat. Da. Ok. Deci asta nu este o cameră, este un birou privat. Avem aici și o masă de biliard. Hai, haideți să vă arăt și terasa, să vedeți ce mișto e. Aici oamenii fac TikTok-uri. Aici este terasa, afară deja este seară. Dar cum se aprinde acolo lumina, frate? Acolo se vede tot Iașiul. Acolo se vede așa. Tot Iașiul. Uite, și lumina. De unde vine lumina asta, mamă? Ce mișto. Ești cu capul. Da, uite. Okay. Băi, m-a închis pe... Frate. Băi, cine ține, mă, frate, de ușă aici, că wow. Nu e ok. Cineva ținea de ușă și nu e ok să faci de astea. La ce scenă suntem astăzi, Cătălin? Cena... Băi! Nu se mai filmează niciodată. Se filmează imediat. Că mii de ani se filmează. Dar cine s-a pus lângă tine? Lexi. Cine? Lexi. Care e Lexi, că nu o cunosc. E invizibilă. Nu e nimeni, e cineva lângă mine? Nu, păi nici eu nu văd pe nimeni. Că dacă îi fac așa, nu se întâmplă nimic. Nu, no, dar nici eu nu știu cine e lângă tine. Gian. Ce vrei să curățim? Sigur nu vrei? Te duci pe dacă poți, te duci pe un clap ceva să... Dă-mi un... Ești supărat. Țigan. Ca să înțelegeți, Gian e foarte nervos pentru că moare de cald.
Nici măcar nu vrea să vorbească cu mine. Ceanu, ești ok? Hai acolo. Băi, Ceanule! Alo! Uite acolo, cum copiii Ceanule. Fac sport. A, tu mă ignori? O, dar mă filmează și pe mine, azi cineva. Ceanu! Ceanu! Opa! Mă agresează sunurile BRB. Ileana deja este destul de supărățică pe noi. Ia uitați-o acolo în spate cum stă. Efectiv nu mă mai bag în seama, renunțat. Deci gândiți-vă că stăm aici de la 10 dimineața și acum este ora. Ia stați așa să verific. Este ora 11 noaptea, băi, tată. Deci astăzi am stat 13 ore pentru... Câte scene am filmat azi, Cătălin? 5 scene, da? Una, două, trei, patru... Dar tu-ți imaginezi că am stat 13 ore? Am avut cea mai grea zi azi. Băi, da, pe bune, deci a fost cea mai grea zi și nimeni nu se aștepta la asta. Deci, efectiv, am stat de la 10 dimineața până acum aici. A fost obositor, dar merită, frate, merită din toată inima. Și cred că cu toții știm, ca să faci un film nu este ușor. Chiar e muncă grea, necesită o echipă mișto și multe, multe, multe alte lucruri. Apropo, înainte să plec din locația asta superbă de la Symphony, haideți să vă fac un mic tur. Deci, în momentul în care urci în locația asta superbă, noi suntem la etajul 5, avem aici sigla de la Symphony Club și acolo avem mare piscină cu un view destul de superb, doar că nu am apucat să filmez pe timp de zi. După aia avem un bar aici, mai încolo avem o saună, iar aici este camera magică. Aici se întâmplă magia, ca să înțelegeți. Uitați aici, avem o băiță micuță aici, frumos, cu duș, tot ce trebuie. După aia avem acest living superb. Sincer, nu știu dacă este o cameră de stat asta, dar nu cred. Adică... Nu, asta este biroul domnului director. După aia avem aici băieții care s-au pus la muncă să strângă toate nebunile astea și bineînțeles... Vreau să zic și eu ceva, adevărul că data asta la film am întâlnit numai oameni extraordinari care efectiv și-au pus la bătaie locațiile lor ca să ne poată ieși nouă filmul frumos. Aia și mulțumim tuturor celor care ne-ați dat locațiile și am venit peste voi și astăzi am stat 13 ore. Am anulat biroul domnului director și am filmat aici 13 ore. Mulțumim, și mulțumim super. Mult. Mulțumim. Și tuturor celor la care am filmat zilele trecute, am filmat peste tot. Da. Avem noroc de prieteni buni. Și bineînțeles, după ce termin și eu vlogul acesta, pot și apuc să dau și o mână de ajutor aici să strângem toate nebunelile. Aici mai avem o măsuță de biliard. Și uitați cât de tare arată tot fratele ăsta. Bum! Și afară acolo avem o terasă care înconjoară toată nebunia asta. Aici și avem un birou, un televizor, o canapea. Și bineînțeles că veți vedea în filmul care va apărea în decembrie două inimi. Veți vedea multe cadre din zona asta de aici. Frumoșel. Haideți să închei și eu vlogul acesta pentru că dau și o mână de ajutor, că așa e frumos. Iuliana e aici, e supărățică. Lasă-mă, te rog. Iuliana o să vadă asta pe YouTube. Iuliana. Iuliana. Ok, și cam atât a fost cu acest vlog de dragul vostru, bineînțeles, iar am supărat-o pe Iuliana, dar nu e nicio problemă. Deci revine până data viitoare. Tell me I'm garbage, I'm going through something, that's why I ain't calling. Phone in progression, it's all that I wanted. A foe in affection, I summon and dub it. Cause bitch, I got problems on problems on problems on problems on problems on problems I solve it.